Doamnelor și domnilor, așa cum știți, mie îmi place din când în când să descoper români, să descoper oameni care construiesc, fie cu piatră, fie cu cărămidă, fie cu vorbe, fie spiritual. Și iată că dumneavoastră îl cunoașteți deja, pentru că vâlcenii l-au întâlnit, pe părintele protopop Mihai Drigă, de la parohia ortodoxă din Bari, care a venit un pic acasă, de la Drăgășan la Bari, drumul domniei sale în viață a fost unul foarte interesant, poate câteva lucruri le vom spicui și în această discuție și noi ne bucurăm să îl avem ca oaspete la emisiunea Idei în Actualitate. Bine ați vărit, Părinte, bine v-ați întors la Rădăcini. Cum este, cât este de mare dorul? Bine v-am găsit sănătoși, dorul este foarte mare. Dorul este foarte mare pentru că eu cred că dorul se micșorează numai atunci când stai aici după ce pleci, iar începe să se simtă și este destul de mare, mai ales că eu a plecat de mult. Și cu cât stai mai mult timp în afară, cu atât dorul crește. Am auzit români care spuneau că afară a devenit a doua lor casă, că văzând ce se întâmplă în România, undeva sufletul lor sângerează, dar se micșorează și dorul. Acum, dacă facem analiza cuvintelor, este adevărat că a devenit a doua lor casă fizică, fizică, da, pentru că nu putem să trăim în cort. Dar, vorbesc pentru mine, nu pentru alții, eu cred că nu există loc în care să te găsești, să te simți cine ești real decât la tine acasă. Poți să stai în serenitate oricât ai stat, tot te simți. Ești, gândești, trăiești, simți, românești, nu când ești aici. Sigur. Acum, haideți să spunem oamenilor puțin cum a fost dumneavoastră de la Drăgășan la Bari. I-am citit câteva lucruri despre dumneavoastră. M-a impresionat uh, faptul că ați construit mult în Italia. În spirit, dar și în fapte, în ortodoxia din Italia. Sunteți omul care ați pus bazele și parohiei din Bari, ați fost la Academia din Roma când erați doctorant și atunci slujați acolo și Dumnezeu să o odihnească Maica Benedicta, Zoe Dumitrescu Bușulenga, un om de o rară cultură, v-a sprijinit foarte mult. Faceți dumneavoastră așa. De fapt, este și un exercițiu. Să vedem care ar fi etapele pe care le considerați importante în viața dumneavoastră. Eu am plecat de la... În 79 lucram la episcopie la Vâlcea, pentru că eram doctorand la București. Apoi am fost hirotonit și am fost trimis la Pogano, lângă Drăgășani, paroh, preot. Acolo am avut puțin timp, dar am lucrat intens, pentru că erau timpurile acelea, biserici, aveam trei biserici, sunt trei biserici, una în timpul lui Mihai Viteazul un lemn, și erau un pic așa, dărăpânate, abandonate. În fine, am apucat și am început să lucrăm acolo, am lucrat acolo și apoi am plecat la studii. Dar am plecat la studii, la Geneva, și intenționam ca oricare să mă întorc acasă. Să termin repede studiile, eram căsătorit un copil și să, mă, să revin la parohie. Acolo, în timp ce studiam, am pregătit o teză doctorată în istorie, în timp ce studiam, un preot catolic m-a convins ca să-i dau o mână de ajutor să formeze, să creeze o clinică de recuperat toxicodipendent sau toxicoman. Și jucând pe faptul că eu eram la Bari, la universitate, studiam acolo... În paralel cu doctoratul, ați da, studiat psihologia și... Psihologia, am studiat limbi clasice, în fine, mai multe, așa. Și în timp ce eram la Bari, că trebuia să fac cursul de doctorat la Bari, mă duceam la Roma, la Biblioteca Vaticană ca să caut material pentru teza de doctorat. Și atunci, zice, dacă tot stai la Roma... Te la bibliotecă, dar frecventează și cursul de psihologie. Și așa m-am găsit ca să lucrez, am dat drumul la o clinică de recuperator și codipendenți. Găsind, situa având situația aceasta, o situație laborativă încă, deci am început să lucrez așa, mi-am am încercat să-mi aduc familia. După șapte ani am avut familia în România, din România acolo. Și deci am slujit, am început să slujesc. La început eram puțin la Bari și am început să slujesc. Și tot așa am continuat să muncesc, am uh, slujit, am creat, nu vreau să fiu mândru, dar totuși e bine să spui, Sudul Italiei, inclusiv România, de inclusiv Roma, toate parohile sunt create de mine. Deci am creat parohile românești, gândiți-vă că stau al treilea ca vechime în Italia, după Milano și Torino. A fost și, pot și Firențe, Florența, dar părintele s-a dus la bunul Dumnezeu. Nu mai este în viață. Și deci sunt între cei mai vechi. Și atunci am creat parohile acestea românești care funcționează foarte bine acum, de la Roma în jos, tot sudul Italiei. Dar rămânând ca punctul meu de, de bază, a rămas Bari, pentru că acolo sunt moașterele Sfântului Era Nicolae și n-am mai putut să mă mai dezlipesc. Și atunci am renunțat că a fost, mi-am adus familia, am început să mă ocup de ceea ce învățasem să fac, am lucrat cu drogații, cu alcoolistii, iar acum lucrez cu copiii. Da, e foarte interesant și o să vorbim puțin mai târziu despre această experiență și, de fapt, despre conceptul pe care îl aplicați acolo, pentru că mi se pare interesant, fenomenul acesta este încă, foarte viu, România, uh, am putea spune că e o țară nouă uh, prin amploare, pentru că noi am ținut sub control am de zile, având granițele închise, nu e merit. Și atunci uh, e interesant să vorbim despre aceste lucruri. Uh, Mi-a mai plăcut un lucru, că... Uh, Până la urmă, dincolo de toate divergențele, colaborarea dumneavoastră cu uh, Biserica Catolică a fost una extraordinară. A, susț a susținut slujbele în uh, capela orientală, din, uh, din uh, la bazinică. Da. Și uh, mi s-a părut interesant așa acest ecumenism pe care uneori așa intervine o segregație dură și spunem numai adevărul e numai al nostru și numai al nostru și... De fapt, Dumnezeu e unul. Cum s-a născut colaborarea aceasta? Acum, noi trebuie să fim sinceri și să recunoaștem un lucru. Că, la ora actuală, în Italia, noi avem, suntem circa 400 de preoți ortodoxi. Avem peste 200 de parohii. Toate bisericile în care noi slujim, 90% sunt biserici catolice. Deci, puse la dispoziție de biserică Catolică. Un. Al doilea. Uh, problema cu munca, dacă nu ar exista o colaborare strânsă între parohiile ortodoxe și parohiile catolice, ar fi o mare greutate pentru cei care vin să lucreze. Pentru că uh, parohiile catolice, cum facem noi la Bari, la Bari este o parohie catolică unde este un centru de asculto, un centru unde de două ori pe săptămână cine are nevoie de muncă merge și se înscrie acolo, iar cei care au nevoie de muncitori, să zicem așa, oferă posibilitățile lor laborative. Noi avem un tânăr al nostru care este prezent de două ori pe săptămână acolo și două mână de ajutor la voluntarii lor catolici, dar în același timp ajută pe românii noștri care au nevoie de muncă. Și deci există o colaborare foarte, foarte strânsă. Mai departe, eu am slujit 20 de ani în Capela Orientală, în cripta lângă vorbântul Sfântul Nicolae, 20 de ani. După aceea, când s-a mărit comunitatea, pentru că până în 90 eram puțini, și apoi încet, încet s-a mărit, mărit numărul, a crescut familia, și atunci ne-au dat tot catolicii în fața Bazilicii Sfântului Nicolae, este o biserică, singura biserică ortodoxă care a mai rămas în picioare. Acolo, în jurul Bazilicii Sfântului Nicolae, erau 5-6 biserici ortodoxe înainte, până în anul 1000. Și încet, încet, s-au distrus, s-au făcut și a rămas, singura biserică care a rămas, este dedicată Sfântului Grigorie iluminător, Biserica Armenească. Și, dar catolică este proprietatea Bazilicii Sfântului Nicolae și ne-am mutat acolo pentru că în Bazilică eram prea mulți, mulți pelegrini, era o problemă cu slujirea. Și atunci ne-am mutat acolo. Cum de anul trecut însă avem locul nostru de slujire, nu departe, facem niciun kilometru nu este de bazilică. Și cum, ca să vedeți cum lucrează Sfântul Nicolae, trebuia să restaureze biserica asta San Gregorio și ne-au spus cu un an înainte, vedeți că noi o să începem să trebuie să vă găsiți un alt loc de cult. Aranjasem cu episcopia catolică să ne dea altă biserică mai aproape. Dar preotul catolic de la catedrală, cu care am studiat în 83, am fost colegi de școală, mi-a dat ideea, zis, da, de ce nu vă cumpărați un spațiu? Pentru că acum prețurile sunt base, sunt joase și puteți foarte bine să vă cumpărați un spațiu al vostru, că puteți să-l folosiți. Și așa am ajuns să cumpărăm anul trecut o parte din primul teatru din Bari care a funcționat 4-5 ani ca teatru în Bari, 1870, cam așa, și după aceea l-au folosit cu diverse, ca să ajungă până acum 15 ani, că apoi a fost închis, un magazin de motociclete. <răzări> și când, după ce l-am cumpărat, l-am pus la punct, în noiembrie anul trecut a făcut inaugurarea, sfințirea și așa, au început să le cânte jurnalele pozitiv, când se vorbește de cântat, la noi să mai înțelege și altceva. Deci pozitiv, că au zis că spațiul acela s-a întors la importanța sa cultural-spirituală. A fost teatru, centru de cultură, iar acum, în venirea românilor acolo, românilor ortodoxi, așa se ziarele, și-a recăpătat importanța sa culturală. Și la ora actuală suntem acolo, ne-am pregătit, noi l-am numit centru pastoral, nu biserică, pentru că deasupra la etaj, la parter, avem biserica, în spate o mică bibliotecă iar tot subsolul destul de mare îl punem la punct acum, în prima parte facem parastasele, iar partea cea mai mare, vrem să facem o sală pentru conferință, școală, cateheze deci tot ceea ce este necesar pentru pentru parohie ne întoarcem la întrebare ecumenismul pleacă de la raportul interpersonal când se creează un raport de prietenie între două persoane, celelalte bariere ușor, ușor vin date la o parte. Dar până când nu dăm jos bariera interpersonală între noi, atunci nasc probleme. Noi, ecumenismul în Italia este foarte, foarte profund simțit, trăit și noi avem un, totdeauna să, să, un, mulțumesc un grație italian, un mulțumesc al nostru mare pentru Biserica Catolică, pentru că totdeauna ne-a ajutat și ne ajută ne sprijină. Vă mai fac un exemplu. Pentru că grupul folcloristic de la dumneavoastră, de Vâlcea, izvorul Oltului, a venit de câteva ori la Vâlcea și odată a venit la Sanicandru. Sanicandru este un oraș în Bari, la 30 de kilometri. Sărbătoarea lor, Nicandru, Nicandru, Sfântul Nicandru, este un sfânt care a fost episcop înaintea Sfântului Nicolae la Mira. Și orașul ăsta îi poartă numele și au și niște sfinte moaște. În fiecare an organizează sărbătoarea orașului. De vreo 15 ani, un preot catolic a avut ideea ca la această sărbătoare să participăm și noi ortodoxi pentru că noi avem credincioși care sunt acolo la ei, în orășelul ăsta. Și atunci 5, 6, 7 noiembrie se organizează sărbătoarea și într-o zi este prezența noastră ortodoxă, facem slujbă și după slujbă românii noștri prepară de mâncare românește. 200, 250, am ajuns și la 300 de farfurii, pe fiecare farfurie cu mai multe, ce prepară românii români, cele noastre tradiționale așa. și le pun într-o parte a sălii. În partea cealaltă prepară italienii. După ce terminăm slujba, facem parastas pentru eroi lor ai orașului și pomeni și pe noștri, cu colivă preparată doamnele noastre. Și apoi mergem să mâncăm. Noi românii mergem în partea unde sunt cele preparate italienești, iar ei și așa, în fiecare an se repetă treaba asta. Am, și în fiecare an invităm un episcop ortodox. Acum un an a venit în altul Varsanofi de aici de la Vâlcea și a rămas impresionat. Pentru că nu credea ca să se poată uh, crea, să zicem așa, stilul ăsta de viață, legătura asta, legătura asta da, ecumenică, culturală, personală, cum vreți să-l numiți. Deci, datorită ecumenismului, cine crede în ecumenism, eu cred că nu greșește, normal, mm -hmm. că sunt și cei care cred mai puțin, dar... Uh, de, ai putea să spunem cum spuneau când plecau un război înainte, vino și vezi. Vino, vezi și atunci poți să, să discuți. Că așa e, 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 ușor să discuți din afară, mai de departe. Dar când trăiești, noi deci, n-am putea să facem nimic fără ajutorul Bisericii Catolice de acolo. De asta nu înseamnă că ieșim din rituale, tradiția noastră ortodoxă, nu. Da, e foarte interesant. Sfântul Nicolae v-a oprit la Bari și am citit în niște interviuri pe care le-ați acordat de-a lungul timpului. Spuneați cât de mult v-a ajutat și că uneori în graba și în lipsă de timp, nu faceți întreaga rugăciune după tot. Vă duceți pur și simplu și spuneți oful, care nu este unul egoist și personal nu? Că rugăciunea nu trebuie să fie, dăm Doamne bani, are o altă noimă și normă. Cum a ajuns așa Sfântul Nicolae să vă domine? Că până la urmă vă cheamă Mihai. Este, nici eu nu pot să știu, pentru că eu sunt foarte legat de Maica Domnului, pentru că sunt la 1 octombrie port numele arhanghelilor Mihai. Dar găsindu-mă acolo s-a creat un raport așa de afectiv, un raport afectiv, spiritual, foarte strâns. Și eu cred că asta este datorită Sfântului Nicolae, pentru că Sfântul Nicolae este privit ca un bunic pentru toți. Deci gândiți-vă că este Sfântul care este cinstit de toată creștinătate este cinstit și veneraș și de protestanți. Ei nu admit cultul sfinților, dar totuși, totuși, el admit într-o formă altfel. Santa Claus, nu știu cum, moș, nu știu cum se numește, în orice caz, el admit la fel. De ce? Pentru că Sfântul Nicolae reușește să creeze o legătură uh, spirituală cu toate persoanele care îl caută. Care îl caută. Și noi, și noi îl, primim, îl primim ca și când ar fi bunicul nostru. Te stai de vorbă cu bunicul. Adică dai la o parte formalismul ăsta. Eu trec pe acolo, mă opresc în fața mormântului, câteva clipe stau acolo, îi mulțumesc că m a ajutat ieri și am făcut ce au și ai grijă și de noi, de toți. Ai grijă de copii, ai grijă de copiii noștri, ai grijă de copiii care sunt bolnavi în lume. Câteva lucruri așa și parcă se creează o legătură așa spirituală cu el. Și asta m-a făcut ca să rămân acolo, pentru că puteam să mă mișc de acolo, puteam să mă mișc la Roma, pentru că poate că aveam mai multe șanse la Roma, puteam să mă duc și mai în sus, mai în nord, dar m-am oprit acolo, a fost ceva care m-a ținut acolo. Și vă spun sincer că totdeauna ne-a ajutat, dar nu spun așa ca să... Nu, totdeauna, orice lucru am făcut, ori s-a întâmplat joia când facem noi slujbă pentru el, că noi ne-am chinuit să facem o biserică, să construim o biserică. Am făcut proiectul, avem pământul, am făcut proiectul, ne-am chinuit foarte mult. Și când să dăm drumul la construcție, în fine, problema cu finanțele s-a cam schimbat și atunci am renunțat. Pentru că începeam și rămâneam cu... fără să terminăm probabil, costa foarte mult. Și... Și atunci, când mai a luam o aprobare de la primărie, tot joia ne venea. Deci punea ca și când pune cineva, când stai la ușă și bați, nu să și sau mă vine unul și te împinge așa în Așa făcea cu lui. și așa am făcut mereu. Și ne-a ajutat mereu, totdeauna, totdeauna. Și îl simțim, adică e, e prezent așa, e prezent. Pentru că, normal, noi care suntem acolo, suntem legați de Sfântul Nicolae, cei care sunt la Iași, cu Ioasa Parascheva sau știu eu, în alte părți. Dar cu el fiind acolo în curtea sa, s-a creat legătura asta sufletească și ne, ne, ține, ne ține acolo legat. Da, e foarte interesant și ar fi multe de spus, dar ne oprim aici cu acest lucru. Vorbeați despre partea aceasta socială în care ați fost foarte implicat și mi se pare până la urmă că este o vocație a oricărui o creștin ar trebui să aibă o parte socială. Cu atât mai mult un slujitor al bisericii, fie că el este ortodox, fie că este catolic. Puteați să faceți, eu știu, pe parte socială, cu tot altceva, ceva atras să lucrați cu această categorie da. În care regulile sunt foarte dure, în care oamenii nu mai sunt ei, în care pune stăpânire pe ei drogul, substanțele acelea care fac dintr-o personalitate cu totul altceva. Ce va determina să lucrați și cam care erau metodele uh, prin care se lucra în acest centru de dezintoxicare? Vedeți, primul lucru, noi mai avem de învățat e bine să spunem, să fim sinceri, mai avem de învățat de la alții cum să dezvoltăm latul ăsta social. Noi suntem vrednici în foarte multe lucruri, dar latul ăsta parcă nu l-am experimentat, nu l-am... Și asta am învățat văzând pe alții. De asta e important să vezi fără să judeci, mai bine să întreb cum face el ca să înveți tu. Uh... Eu când am fost priul la Poganu am avut puțin de muncă, am stat puțin. Dar m-am implicat fără să vreau cu cei care sunt pe malul oltului, care nu prea mergeau la școală, în fine, și ne-am implicat cu învățătorii din sat de acolo, în fine. Și parcă mi s-a deschis așa, să zicem, apetitul, se spune că apetitul vine mâncând. Și mi s-a deschis așa ceva pentru... Ajungând la bari, am cunoscut un grup de studenți catolici, preoți, francescani, care e, erau colegi de școală cu mine. Și m-au dus într-o seară să văd cum lucrau ei în parohie la ei, cum se organizau și ce făceau. Și fiind tânăr, parcă ai vrea să faci, nu ai ce-ți trebuie, nu ai cunoștințe, nu ai toate mijloacele necesare, dar totuși parcă zici, bă, parcă aș putea să fac și eu ceva. Adică să deschide ceva în sufletul tău care te împinge să faci pasul. Și mi s-a cerut de câte un preot catolic care voia să deschidă la Bari, pe care l-am cunoscut, mi s-a cerut să-i dau o mână de ajutor ca să fac... Și a spus, dar zic, eu nu am lucrat niciodată, nici nu, nici nu știam ce stai drogați. Pentru că nu aveam de unde, dar plecat de aici, ce văzusem în filme, de da, așa. Și mi-a zis, dacă tu vrei să faci, uite, noi vrem să facem, vrem să deschidem o clinică la Bari, ăștia sunt pașii de făcut, tu trebuie să faci, să te specializezi, trebuie să conduci tu. Am făcut programarea până an în întreg, zi de zi, ceea ce trebuia să facem cu dere terapeutic. Și atunci, deci, ai avantajul că stai la Roma, te duci la Roma, tu tot te duci, stai la bibliotecă, după masă te duci și faci cursurile, faci practică într-o clinică care este acolo și apoi când ești gata, veni de nu și te duci. Așa am făcut. Și m-am găsit, vrei, nu vrei, bea gheasmă, Am intrat în joc și după aceea am intrat. Și apoi mi-am adică mi dat seama că poți să fii util celuilalt. În italiană, în... cârpeau care spăl pe jos, okay. se numește stracio. stracio. Și un psiholog american, cu care am lucrat noi, spunea așa, zice, când vezi pe omul acesta ca un stracio, că vine la tine și, -și cere ajutor, trebuie să fii prea dur de inimă să nu-l ajuți. Pentru că, după o perioadă, îl vezi Om de societate. Și adevărul este, când ajunge cel care consumă substanțe, aceste substanțe tosice, tosice când ajunge la tine, este într-adevăr de nerecunoscut. Persoană care și-a pierdut familia, persoană care a mâncat bani cu care puteai să construiești o școală, persoană care a făcut rău la alții și foarte multe Și când îl vezi că vine la tine și-și cere ajutor, iar după 2-3 ani de terapie, psihoterapie, îl vezi că își reface familia, lucrează, zici, într-adevăr, am contribuit și eu puțin la reînvierea acestei persoane. Și asta e lucru mare, lucru foarte mare. Eu din 2001 lucrez cu copiii, deci nu mai lucrez cu ei, dar când au nevoie de mine, o mână de ajutor, pentru că cunosc educatorii pe care am crescut împreună. Dar satisfacția cea mai mare este că mergi pe stradă și te oprește unul și spune că: ei, tu ești Padre Michele, eu sunt. Și zice, dar nu-ți aduce aminte de mine? Nu. Zice, eu am fost în la tine în centru cu 20 de ani. Și zic, ce faci? Păi zice, ce, eu acum am copii la școală, cu tare, familie. Și asta este singura satisfacție. Ai contribuit și tu ca omul acesta, straciul acesta, luat de aici și repus în Resădit în societate și are familie. Asta este lucru cel mai. satisfacția cea mai mare pe care poți să o ai. Nu este simplu. Trebuie să ai o putere psihică solidă, pentru că, așa cum chirurgul taie și nu are frică de sânge și de bisturi, și tu la fel trebuie să ai curaj, să ai forța aceasta ca să poți să-l ajuți să crească este o metodă științifică, este un program terapeutic, nu făcut așa după cele ce se aud să văd în filme. Este un program cu niște, ca și o școală. Este o școală de reeducare la viață. Pe care, în care sunt implicați psihologii, pedagogiști, psihiatri dar funcționează fără să se facă uz de nicio substanță. Hai, vreau să vă întreb, că uh, acum cea mai simplă, aparent, metodă este aceea de a da antidotul care să uh, oprească dorința de, de drog, Dacă... să, să salveze omul în sevraj și să-l îndrepte, dar care este în același timp un drog și antidotul. Facem un exemplu simplu. Dacă mie îmi place să beau, și am băut toată viața țuică și m-a dat de -ai să beau vin. Nu e că mai salvat, tot alcole. Medicina aceasta care se folosește aici, Nataxone, care se folosește în Italia, o foloseau centrele de dezintoxicare statale în Italia. Celelalte centre private nu au fost niciodată, pentru că dezintoxicarea se poate face pentru un program în care tu ajuți organismul ca să iasă din tine ceea ce ai consumat. Se face prin sport, se face prin mâncare și prin alte lucruri, alte metode. Tot aici și aici trebuie. Totul pleacă de aici. Da. Totul pleacă de aici. De deci a... Ea... Nu, este, nu se folosesc în programele de recuperare toxicodependent în Italia, care este un program luat de la americani, copiat de la americani și adaptat la mentalitatea italiană, pentru că americanul are mentalitatea sa, italianul a spa, românul are la lui. Deci în momentul când tu aduci ceva și pomul, dacă îl iei de acolo și îl aduci aici, să obișnuiască cu clima. Altfel să usucă în gheață, face. Același lucru se întâmplă și cu programele terapeutice. Dar sunt programele terapeutice care sunt bazate pe psihoterapie și pe terapia de grup. Pentru că în grup suntem 10 inci, dintre care 4-5 sunt cei care se drogau acum 2 ani. Iar eu m-am drogat până ieri. Și atunci eu când văd păla că s-a drogat acum 2 ani și acum stă bine, în mine naște curajul de a lupta. Pentru că decât să te lupți ca să găsești bani, să, te, să cumperi eroina, mai bine te lupți cu tine însuți, ajutat de grup, ca să ieși din acea pădure întunecoasă, acel tunel întunecos. Deci cât este... poate să dureze o astfel de terapie? Că până la urmă nimic nu se face peste noapte. Cam cât timp durează o astfel de terapie până când cel care vine dependent, după ce și-a epuizat toate resursele și a ajuns la limita limitei, așa, cârpa aceea, după ce vine el acolo, cât până când uh, poți să spui că odată plecat în lume, uh, nu va căuta din nou, din nou întâlnindu-se cu același anturaj, nu va cădea din nou în. Uh... Programul este așa de bine conceput, structurat, încât creează o apărare pe lângă cel care trebuie să urmărească programul și programul este făcut din trei clase, să zicem așa, ca la școală. Prima parte este o parte foarte dulce ca să poată să-l convingă să iasă din grupul în care este și să face prin colocvii directe cu de obicei cei care fac colocvii sunt tineri ex În Oameni care știu din ce trece? Cel a care... trecut și el, a trăit și el același lucru. După ce, după ce vine agățat, după ce vine agățat, pentru că în timp ce face acolo, el își să mai, mai consumă substanță. După ce vine agățat, nu mai are nevoie de substanță și perioada asta de dezintoxicare, o petrece într-un centru, prin psihoterapie, sport, rugăciune fiecare centrul astea, fiecare sector este ținut de copii, de băieți astea. Deci cel, sectorul bucătărie este unul care este șef, bucătar, șef, ceilalți, până în fiecare are responsabilitate. Deci începe să-și asume de mici responsabilități. Apoi începe faza a doua, după câteva luni, când este adevăratul lucru terapeutic se fac, face terapie de grup și individuală, psihoterapie, care durează 6-7 luni. După care este a treia fază, se numește reinserimentul în societate. Iese din centru, se duce la el acasă, are o lună în care trebuie să-și găsească de muncă, merge la muncă, seara vine și face întâlnire de grup cu educatorii și cu ceilalți băieți. Și după alte 3-4 luni, când, într-adevăr, merge cum trebuie, atunci să lasă mai liber. Să duce, să întoarce la casă la el, doarme la casă, familia sa și vine o dată pe săptămână. Și încet, 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 încet rămâne și rămâne în contact cu centru oricând, poate să vină oricând. Și în fel, dar ceea ce este victoria care este, mesajul care îl transmite băiatul sau așa, cel mai vechi la cel mai nou. Pentru că cel nou, dacă vorbesc eu, eu vorbesc și eu cu el, fac și eu cu el, dar în sine asta ce ce înțelegi tu, că tu -ai, poate tu ai fumat sau ai băut în viața ta, dar restul nu ai făcut. Dar când îi vorbește cel care a fost ca și el, atunci exemplul celuilalt îl atrage. Este exact cum se face la, la pescuit pui în undiță ceva, arunci și la urmă încet, 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 încet îl tragi. Și funcționează, să știți. Sunt, au un succes de în jur de 80% din cei care fac. Nu este e, ceva miraculos, adică sunt și alții care cad, alții care nu reușesc să stea în program și după aceea își mai fac un pic de viață negativă și se întorc. Dar fructele sunt destul de bune, să știți. Cine suportă costurile? Pentru că la noi, sau oriunde se pune problema unei astfel de organizări, care înseamnă, cum spuneați dumneavoastră, totul făcut științific, pe baza nu după ureche și după bunăvoință. Că eu am bunăvoință, dar poate că știința mea se oprește undeva unde cu toată bunăvoința pot face mai mult rău decât bine. Cine suportă costurile unui astfel de program? Pentru că mulți nu ajung tocmai din imposibilitatea de a-și susține nu nu este o participare economică personală. Se procede, în fel... orice s-ar face în Italia, totul se face cu autorizația statului. Deci nu pot eu mâine dimineața să mă duc cu să fac ceva fără să fiu autorizat ca să fac ceea ce fac. Deci un centru de recuperat toxidependenti este autorizat de sistemul sanitar. Primește și fonduri din, de la stat? Imediat vă spun. Este autorizat ca să poate să funcționeze. După aceea, toți cei care vin în centru sunt trimiși de prefectură, poliție sau sistemul sanitar. Deci, pentru stat îl costă mai puțin ca să stea în comunitate să-și reia viața în mână, decât să vină să omoare pe la, ca să ia portofelul, decât să distrug 100.000 de, de euro că e în stare să-i să consume cu drogații lui într-o săptămână. Nu este, să nu credeți că auziți de sume de astea cea, a, îi trebuie șapte ani. Nu. Într-o săptămână i-a terminat. Pentru că sunt cei care se fac și de 20 de ori pe zi. Dacă face socotera câți bani intră în vene, atunci. Și atunci statul ce face? Este un birou la prefectură în cala, pe la care trec toți cei care vor sau nu vor să facă un program terapeutic. Dacă mă prinde poliția, m-a oprit și sunt sub efectul substanțelor, imediat mă declar la prefectură. Și dacă nu iau măsuri cu mine însumi, mi-a luat carnetul și până la urmă tot mă ia obligat și mă trimite. În deci toate centrele astea sunt subvenționate de stat cu o parte pentru fiecare băiat să plătește ceva. Deci statul Dar cred că același lucru s-a întâmplat și la noi. Orice centru social unde se lucrează cu o persoană este ajutat de lumea cealaltă. Voluntariatul. Voluntariat. Și aici noi trebuie să mai învățăm un pic de la alții, decât să stau, să mă uit la televizor, după ce am venit de la servici, patru ore, să văd novele, mai bine mă duc și o oră din timpul meu liber, fac ceva pentru altul. Cât pot și ce pot? Nimeni nu te obligă. Important e să fii coerent. Și spune, eu într-o lună pot să vin patru ore pe lună, dar alea patru ore le fac. Și atunci se creează o bancă, banca dată de voluntariat, și persoanele, centru respectiv, știe că eu sunt profesor de matematică, atunci am copii care n-au terminat 8 clase și mă ocup de ei. Eu sunt medic, ce pot să fac eu? Eu sunt psiholog, ce pot să fac? Și atunci se creează grupul acesta de voluntari care ajută, din punct de vedere psihologic. Dar sunt persoane care ajută în punct de vedere financiar. Eu care am mare restaurant pe malul Oltului, eu trimit mâncare pentru băieți două zile pe săptămână la prânz. Și atunci, în felul acesta, se creează o familie mai mare în jurul familiei acesteia, care, recuperând persoanele acestea, face să câștige societatea. până la urmă, vorbim de construcție în om. Că aici ajungem și partea asta socială pe care biserica trebuie să o dezvolte e o construcție în om care e foarte necesară în lumea de astăzi. Sigur, e importantă și Rămâne peste timp construcția în clădiri, în ziduri, în își pune amprenta asupra uh, unui lucru, dar construcția în om pare să fie mult mai importantă acum și despre ce vorbiți de noastră și cum se unește comunitatea într-un scop comun e construcția în om. V-ați integrat acolo și acum este o, lucrați într-o școală, tot cu copii, provenind din familii cu probleme, nu numai români, nu și italieni. Din 2001 mi s-a propus de către Autoritatea eclesiastică Catolică să merg să organizez un centru socioeducativ pentru copii într-un oraș lângă, lângă Bari, unde locuiesc. Am locuit și locuiesc. Și, sincer să fiu, am fost un pic. la început, am avut un pic de teamă să mă duc pentru că nu lucrasem cu copii cu puștime, lucrasem cu oameni maturi. Și atunci am descoperit că se poate lucra foarte bine și cu copiii. Și m-au trimis acolo pentru un an de zile ca să l organizez și după aceea mi s-a spus că dacă vreau să rămân, pot să rămân. Și am rămas acolo, sunt responsabilul centrului acestuia și după aceea am mai creat altul, am mai creat altul și tot așa. Avem în ianuarie anul ăsta, am dat drumul la un alt centru socioeducativ pentru copii, într-un oraș, tot la 40 de bari, într -o, în două apartamente mari, frumoase, făcute cadou de o doamnă, domnișoară italiană, care are 94 de ani. Și mi a făcut cadou, structura aceasta, ca să facem ceva pentru copii. Ce ne-a cerut ca să punem acolo o placă mare, numele centrului, am dat numele dânsei. Maria no, Maria Montesori este casa familia, o să ajungem și acolo. Asta este Maria Lanzola, în Casano. E, Am dat drumul acum, ianuarie, nu știu dacă n-ați avut timp să vă informează. Da. E ceva nou. Naltu a venit și l-a văzut. Naltu, asta nu fie, a fost acu, trecut acum o lună pe la Bari. Și l-am dus și l-a văzut. Și a văzut și pe domnișoara aceasta, noi zicem bunica are 94, dar a făcut pe 18 iunie anul ăsta, dacă o vedeți, un general. Merge așa. Și ne-a pus la dispoziție, ne-a oferit această structură mare, frumoasă, ca să facem ceva pentru copii. Și aici, în structura asta, avem cinci naționalități. Avem copii români de Maur Isule Mauritius, avem din Columbia italieni, și din Albania. Albania. Deci sunt cinci naționalități, copii de cinci naționalități, dar împreună frumos, lucrăm cu ei în fiecare după-amiază, facem uh, recuperul ăsta scolastic, ca să poată să meargă bine la școală, diferite activități, activități culturale, sportive și merge destul, destul de bine. Maria Montessori este o. am creat în alt oraș, orașul Turii cunoscut în sudul Italiei pentru cireșele de mai. Sunt niște cireșe mari, așa. Ale care... noastre cele de mai sunt micuțe. Nu, no, la noi le se numesc cireșe de mai sau cireșe de ferovie. Ferovie înseamnă linii de tren. De ce? Pentru că erau cireșii pe vremuri care erau plantați pe lângă liniile de tren. Cum la noi se, plantau, se plantează teiu sau nu știu ce se plantează în orașe și pe satea acolo se plantau cireșii pe lângă liniile de tren. Și atunci se numește Cireșe Ferovia sau Cireșe de Mai, foarte mare așa. Și am creat acolo un centru aici în România, se numește centru de plasament, adică rezidențial. Copiii luați din familii problematice sau știu eu, diverse probleme, și vin acolo, sunt preluați de noi și stau acolo 24 de ore, până când ajung la 18 ani și Merg la școală, mă o meserie. Când ajung la 18 ani, sunt maturi, cei care fac universitate fac universitate și tot așa? Pot să stea și în timpul studenției, dacă e nevoie. Da, dacă adică există niște reguli, uneori ai primit 18 ani, ai ieșit din, din centru care ți asigură și treaba ta, ești major, te descurci. Cine dorește, pentru că nu poți să-l ții legat, la 18 ani e major. Cine dorește să rămână, și, de exemplu, sunt tineri care rămân pentru că sunt, merg la universitate. Care este condiția ca să-l ții în centru? Să învețe. Dacă eu te ajut, dar trebuie să te ajuți. Altfel nu se pot. Miracole, nu, mai minun nu se pot face. Dacă nu pui ceva din tine, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în gură sau în buzunare. Deci, și atunci noi îi păi, ajutăm ca să crească. Și aici este ai mari satisfacții, pentru că, la fel, vezi copiii care au, în fine, problemele lor, nu ei copiii, cei care stau pe lângă ei, și mai bine când ei planta de împălămidă și o muți în altă parte, în pământ curat, crește frumos și știi că dacă ai lăsau acolo în părămidă o găsești Pien. uscată. O găsești uscată. Și sunt copii foarte, foarte talentați, pentru că copiii care suferă sunt copiii care sunt cei mai sensibili. Dacă dumneavoastră v-ați uita la copiii care au probleme în familie, sunt copii foarte sensibili. Pentru că este cel care trece peste suferință, o blochează, vede treaba să bate și își câștigă viața. Caut o supată. Da. Iar sunt, sunt copiii aceia care sunt foarte, foarte sensibili și copiii foarte sensibili sunt și copiii foarte bine dotați. Deci aceia, dacă sunt ajutați la timp, ai două câștiguri. Ai făcut ceva cu un copil care să pierdea o persoană și în același timp ai dat societății un om care valorează. Și asta este important. Uh, sunt multe de discutat, părinte. Sper să ne mai auzim când veniți în țară. Dar v-aș întreba, pentru că iarăși am văzut că ați învățat singur limba germană, era să aveți și probleme din această cauză. Primeați o revistă și pe vremea dinainte de 89 era considerată toxică ideologic. V-aș întreba câte limbi vorbiți la ora actuală, pentru că nu ați fost pasionat de greaca veche, latina veche și prin pregătirea teologică ați fost așa. Italiana, româna firește, iată germana, câte limbi vorbiți acum? Da, sunteți foarte bine informați. Așa un pic, știți cum este. Ne facem și noi datoria, ne străduim să ne facem bine datoria. Da, mie mi-a plăcut foarte mult cultura germană. Pentru că este o cultură, mi s-a părut o cultură foarte precisă, ceva ordonată, să m-a pasionat, m-a pasionat foarte mult. Uh, am fost pasionat de limbi, am fost, fost pasionat de știință, mi-a plăcut foarte mult fizica, sunt foarte bun la matematică, copiii cu mine, facem cu, fac matematică cu ei ca să-i ajut pentru școală, practică practică, povesteam cuiva acum câteva zile, ca să învățăm cu copiii figurile geometrice, le-am făcut pe terenul de fotbal. Le-am luat de mână și am făcut rombul, asta e diagonal, așa, asta e cercul, asta e diametru, asta e rază, cum se calculează, cum se face. Adică mi-a plăcut, niciodată n-am visat că o să ajung preot, pentru că mi-a plăcut A început, mi-a plăcut foarte mult știința. Eram bun la matematică, la seminar cream probleme pentru că puneam, pro, puneam întrebări de biologie, știință și așa fine. Uh -huh. După aceea, am, german am învățat singur, am avut probleme, că am scris o scrisoare, copil, copil. mi-a mi plăcut foarte mult mașină, tehnica. Și am făcut o scrisoare la Mercedes să ne trimită de pliante cu mașini. Și le-am primit la seminar. Primindu-le la seminar, au zis că sunt în legătură cu străinii și au vrut să mă dea afară în seminar. Pentru că nu îmi dădeam seama că o hârtie, o scrisoare din Germania în perioada aia, în 70 și ceva, putea să creeze probleme. Am avut altă probleme, o altă dată, cu o galenă. Știți ce e galenă? În telefon lelea cu așa, avea o galenă aici. Da. Și am luat-o și i-am sudat niște fire pe spate și o puneam la pe o țeavă care se iriga grădina seminarului și asculta Radio Craiova. Și ne-au prins când a jucat România hambal cu nemții, era gațul în poartă. Și am bătut păres de a stricat și ne-au prins și au vrut să ne dea afară în Echipa de hamb a hambalului românesc. Da, da. Deci am făcut foarte multe prostii în viață de Adică așa am fost... E, ca să ajung apoi din latul ăsta realist să trec în latul uman. M-am agățat apoi de limbi. Și mi-a plăcut mult greaca, latina, știam și un pic de rusește. Singura limbă pe care nu știu este englezească. N-am învățat engleză și îmi pare rău acum că n-am învățat engleză, pentru că limbile străine sunt foarte utile pentru tineret. Pentru că orice limbă străină este o poartă deschisă spre viitor. Cu cât reușești să vehiculezi, să vorbești o limbă străină, cu atât ai mai multe șanse pentru viață, munca, să cunoști lumea și asta este foarte, foarte important, foarte, foarte important pentru noi. Deci mie mi-au plăcut limbile străine și așa am ajuns să... să, 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 să. Adică o limbă străină te ajută, ca să poți să cunoști mult mai bine lumea care este în jurul tău, să colaborezi cu alte persoane care nu vorbesc aceeași limbă. Și este, este important. De aceea eu insist foarte mult cu copiii ca să învețe limbi străine, să învețe limbi străine. Degeaba asculți muzică în englezăște dacă nu înțelegi textul. Dacă mai pui un pic de efort, atunci începi să înțelegi și ceea ce se, ceea ce se cântă și poate că înțelegi mai bine cânte cu pe care îl asculți. Nu mai este numai zornăitul de la chitară, mai este și textul care îți transmite un mesaj care poate să-ți fie util pentru viață. V-ați întors și veniți în țară cam cât? O dată pe an, de două ori pe an? O dată pe, pe, pe an. Vine pentru că lucrând cu centrele acestea, noi le avem închise în luna august. Și atunci toți educatorii pot să meargă în vacanță și vin și eu acasă și când vin acasă încerc să mai vedem așa ce se mai poate face, să mai construim un pod de cultura noastră locală și cea de acolo. Anul ăsta m-a interesat, aș vrea să refacem, adică să încercăm să creăm un pod, o punte între județul Vâlcea și regiunea Apulia, unde este Bari, pentru că sunt foarte multe lucruri asemănătoare suntem pe aceea stradă pe care a venit Traian, când a venit în coace, și, și Bari și Vâlcea. Noi avem pe Sfântul Nicolae, aici la Vâlcea, sunt Sfinții Brâncoveni, mănăstirile frumoase, acolo este mare, aici avem salinele. Deci sunt foarte multe lucruri care ne unesc. Și apoi e cultura, aceeași cultură latină. Și de aceea noi am încercat acum câțiva ani să creăm o, un fel de frățietate așa între Vâlcea și Bari, începuse și apoi am lăsat o baltă și acum vrem din nou să, 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 să dăm curs la această, la această dorință. Am avut ocazia aici la Sărbătoarea Sfinților Brâncoveni să cunosc autoritățile din Vâlcea, prefectul, subprefectul, șeful județului, cel care se ocupă de... numele nu le mai știu, de la de cultură. Deci mai multe persoane care au zis că ar fi de acord ca să creiem un, o legătură așa culturală cu cealaltă parte... Din, din Italia, cu regiunea Apulia. Gândiți-vă că Apulia este legată de România. Gândiți-vă la Apulum de sus, gândiți-vă la uh, dialectul care se vorbește acolo, se aseamănă cu româneasca noastră, care este latina vulgară, adusă de către soldați. Și avem foarte, foarte multe puncte de, de legătură, care ar trebui redescoperite. Acum știți, Părinte, uh... E foarte bine, până la urmă orice deschidere, orice schimb cultural, spiritual, informațional, nu are cum să dăuneze. Dar dacă rămâne o legătură pe hârtie și nu aducem ceva bun, că răul l-am adus, știți, -o poleiala imediat am luat-o, acum trebuie să dăm la o parte poleiala, să vedem ce, din punct de vedere profund, a construit lumea așa cum este ea, mai stabilă mai bună, ce funcționează și de ce funcționează cum funcționează. Că mă gândeam, ascultându-vă și mai fac o mică întoarcere oarecum la un subiect abordat, dacă cineva, de-a lungul timpului, va ceru sprijinul și consilierea pentru a pune la punct un centru de tipul celui care este în barii pentru dezintoxicare. Pentru că, iată, veniți cu o experiență unică Și sunt convinsă că ați acordat sprijinul voluntar dacă ar exista deschiderea instituțională de a se crea, pentru că altfel ar rămâne doar o dorință. Două lucruri. Al doilea începe cu al doilea. Da, mi s-a cerut și m-am oferit ca să creiem un grup de persoane pe care eu pot să le ajut să vină acolo la locul la locul de, cum se spune, la acolo, așa, unde se face delictul, ca să vadă, să se pregătească, pentru că apoi să poarte, să aducă de acolo experiență de acolo aici. Și e, lucrurile merg binișor. Adică eu totdeauna am preferat să facem pasi mici dar să-i face solis, decât să-i adică faci să mai pași mari și la urmă să te întorci înapoi să o iei de la cap. Deci asta este, asta este lucru important. Și sunt perspective ca să creiem ceva pe aici, prin zonă. Eu am câțiva ani și mă întorc acasă definitiv și atunci... Vă stat... întoarceți în România? Da, mai am maxim trei ani. Și apoi vreau să termin bine lucrurile astea cu biserica, că am început acolo niște lucruri să le pun, să le termin, să le las cum trebuie și să organizez bine centrele astea ca să pot să, să mă retrag cu bine. Și apoi o să vreau să, dacă Dumnezeu ne dă sănătate, pe Sfântul Nicolae să ne mai întărească așa, să punem în practică și aici ceea ce am făcut acolo. Întrebarea întâi, cu faptul cu ce este pe hârtie. Să știți că este nevoie de hârtie. Este. Pentru că dacă nu este pe hârtie, nu poți să faci ceilalți pași. Dar până când nu se creează o legătură sufletească, toate hârtiile scrise, nescrise, n-au nicio valoare. Deci noi asta trebuie să încercăm. Să creăm o legătură sufletească. Noi când am a venit grupul de folcloristic și a dansat în sala consiliară a primăriei, și au venit acolo toate autoritățile și au văzut cu dansurile românești, folclorul românesc, regiune pe regiune, omul acela, în omul acela de acolo se deschide dorința de a te cunoaște. După ce te cunoaște, îți devine prieten. Pentru că așa, toți suntem așa. Aceștia spașii. Da. da. De aceea este important ca să creiem legăturile astea să ajungem la legătura sufletească. După ce ai creat o legătură sufletească, nu mai. aia nu se mai rupe. Hârtile să pierd, să fac, vin oameni, să schimbă. Dar legătura sufletească care s-a creat rămâne. Și asta ne trebuie, nu. De asta avem nevoie. Așa este. A trecut, a fost o perioadă foarte urâtă la un moment dat, în care media internațională era invadată de fapte reprobabile comise de români sau de rom cu cetățenie română sau de alte persoane. Cum s-a reflectat asta în Bari, unde eu înțeleg că este o comunitate foarte sudată, în care ortodoxii s-au integrat foarte bine, în care există o colaborare teribilă și cu autoritățile, și cu partea religioasă, catolică, și iată pe partea socială un lucru extraordinar de bun pe care îl face Biserica Catolică, pentru că dacă unui om nu-i dai, dai, nu dai o undiță și doar îi dai pâine astăzi, n-ai făcut nimic ca să-l ajuți. Cum s-a simțit această criză? Că acum, datorită crizei siriene și altor lucruri. Nu mai suntem pe prima pagină cu lucrurile cumplite pe care trebuie să recunoaștem, le-au făcut, dar care, în marea masă, poate că, sigur, trebuiau mediatizate, dar nu puteau să arunce pe un întreg popor un oprobiu. Mai întâi de toate, Sudul este divers de Nord. Eu la sudiștii de acolo le spun că sunt cum suntem noi, oltenii și muntenii. Că noi vorbim mult, suntem foarte afectuoși. Țin se ia cu mine, bine, îi dau haina după mine, deci sudul este deosebit ca mentalitate și ca formă spirituală afectivă. afectivă. E, nordul este divers. Nordul este superior de putere economic, deci toți lupii trag unde sunt oi multe. În sud sunt mai puțini oi, sunt mai puțini lupi. Când sunt lupi mai puțini, reușești să-i sa păzești sau reușești să-ți păzești oile. Și la bari sunt... E, noi, z, mie nu -mi prea place cuvântul ăsta rom pentru că cei de la bari nu-l acceptă ei sunt simpatici, sunt după zonele noastre, behedințe, uh, no, țigani, spune el ce eu părinte, ce eu sunt țigan, țigan, am fost țigan măsit, e imposibil, mai ales să-mi spui mie rom și toate astea, în mm -hmm. fine. Așa. Uh, primăria din Bari, dar de mult, până să, să rupă bine frontierele, când aveam noi nevoie de vize, uh, toți țiganii, care erau la semafoare cu copiii, li s-a spus așa. Dacă te mai găsesc ca doua zi, te duci acasă. Copilul la școală, iar tu te ajutăm să găsești ceva de muncă. Și s-au creat la bari, sunt două centre, două comunități foarte bine organizate, conduse de un, de un țigan, să zicem așa, foarte deștept, a scris și eu niște poezii, el, e oltean la Craiova, și funcționează destul de bine. Au acolo, la, la sfârșitul orașului, un teren al lor, unde au tot ce le trebuie, lucrează, să organizează într-o cooperativă vin, sunt chemați pentru ca să facă curățenie la ronturi, la astea, jardinaggio, au și au cumpărat un camion mare și merg și când cineva se mută, are nevoie să se mute, la ajută. Dacă îți rămâne ceva în casă, le ia și le duc, este un târg acolo și le valorifică. Dar uh, au fost ajutați. Adică ajutați să înțeleagă. Copiilor sunt printre cei mai deștepți de la de din școli. Sunt foarte deștepți, foarte cuminți și la locul lor. Conflicte cu ei n-am prea avut. Am încercat să fim clar de la început. Eu, dacă am făcut seminarul la Craiova, cunosc mentalitatea lor. Am fost clar de la început. Și nu ne creează probleme, sunt foarte respectoși, și lucrează, deci n-am avut problemele astea. Probleme cu silienii, la, în sud, de ce nu creează probleme, adică ceea ce se întâmplă în alte părți, cred că este sistemul, știți la dihor, nu? Dihorul, dacă stă casa mea în lemnele mele, nu mă încăpui în ei, încăpui vecinului. Deci, Bari este un, o punte prin care trece toată lumea. Este portul acela, Bari și Bindisi, și nu, nu au creat probleme. Sunt ajutați, că vin în număr foarte mare, dar nu au creat probleme. Deci, din punctul ăsta de vedere, Sudul, poate și faptul că este mult mai primitor, mai puțin nu judecă, e mentalitatea altfel și românii noștri se, se integrează foarte bine, pentru că noi avem o calitate, în afară de a fi deștepți, nu să fim mândri, dar suntem totuși. Dumnezeu ne-a dat creier destul, poate că ne-a dat mai mult decât ne trebuie. Numai că nu l folosim mereu, asta e altceva, dar suntem așa, dar suntem muncitori și respectoși. Când ia omul la muncă și spune că să-i faci curat numai în camera asta, tu îi faci pasta și pe cealaltă și faci și scările poate la același preț. Deci noi așa am fost educați cu umilința asta respectoasă, nu ca să spui picioarele în cap, că găsești și oameni. Acum, să fim sinceri, pădure fără uscături nu există. Așa cum avem noi, ramurile Leseci, au și italienii și nemții și toți, deci nu e. Dar euh, au reușit totuși și reușesc să se integreze destul de bine sunt care mai dau așa, mai creează probleme, încercăm să vedem cum să facem ca să nu ne facă să ne murdărească firma, dar totuși să știți că nu, n-am avut în sud n-am avut niciodată de suferit din problema aceasta. Ce se întâmplă? Ori sudul, sudul Sicilia, problema îi utilizează mult la muncă, ori dacă nu de la Roma în sus, unde vă spus ei, acolo sunt mielușei, cresc pe stradă cresc și tentația e mare. Părinte, v-au moștenit copiii dumneavoastră această deschidere către misiune spirituală, socială, către a da lumii ceva? Că poate că au moștenit latura științifică a dumneavoastră, care între noi fie vorba, eu uneori am regret, am avut o profesoară extraordinară la Mircea cel Bătrân, pe doamna profesoară Gibescu de matematică, îi mulțumesc și acum. Uneori regret că n-am aprofundat partea asta științifică, ajungi uneori la înțelesuri spirituale în alte, cunoscând bine și partea aceasta aparent, aparent, fără legătură. V-au moștenit copiii dumneavoastră? Eu n-am decât un băiat, că am tot fost plecat, am plecat, am lăsat, avea un an și șapte luni și a venit acolo când avea aproape șapte ani. Da, da. Și dragostea asta față de tehnică, de fapt băiatul meu lucrează într-un campo tehnic dar și deschiderea asta spirituală. El acum, cum eu, am început să mai îmbătrânesc și mai evit să conduc, sâmbăta când nu lucrează, a devenit șoferul meu personal și mă ajută foarte mult și face și de un fel de apostol, am putea să spunem, între tineri, el lucrează la o distanță, face naveta, face 100 și km cu mașina pe zi, dar acolo unde lucrează el face pe apostolul nostru și prin el am cunoscut și cunoaștem și noi alți tineri italieni, alte așa, și da, da, suntem mulțumiți, cu ajutorul lui Dumnezeu lucrurile merg, merg bine,șor înainte. Are și studii teologice, dar nu s-a decis care, el lucrează, are așa, mă ajută foarte mult în parohie. Deci a luat din fiecare câte un pic, așa, cum face albina în flori și să vedem, la urmă, bunul Dumnezeu, care o să fie direcția, pe care mă ajută foarte mult și la centru. Eu uh, insist, am încercat și vreau să, așa, vă spun, așa, deși, ce că spui mie și știe tot satul după aia, uh, ca să îl atrag mai mult în domeniul în care lucrez eu educativ cu copiii și mă ajută, mă ajută, dar mă ajută în timpul liber al său, pentru că el are ocupațiile sale. Dar mulțumim lui Dumnezeu, are ceva a luat de la părinți. Soția mea, gândiți-vă că este învățătoare de profesie și apoi a făcut cursurile de asistență medicală la 30 și ceva de ani. Nu, așa. că ați reușit să o aduceți în da, Italia. Da, da, și a făcut și ajutat de o soră catolică care era directoarea la, la Universitatea secției acestea pentru asistențe medicale. Și am cunoscut-o eu, zic că eu spre o ne-am cunoscut așa și a spus, zice, dar de ce soția nu face cursurile astea? Și vedeți cu Dumnezeu cum lucrează. Acum lucrează în reanimare. Foarte dur ca muncă, dar destule satisfacții. Sâmbăta și duminica, când nu este de turn, ne ajută la biserică. Tineretul o cheamă mami. Și pe noi ne cheamă tati, că dacă noi vorbim între noi așa, cam toți... S-a da, da. creat așa o familie mai mare așa în parochie și cu ajutorul Dumnezeu reușim să facem din cel puțin al nostru ceva cu ceilalți care au... Așa cum noi luăm de la ceilalți, pentru că noi de multe ori credem că suntem numai noi cei care dăm. Dar în realitate, dacă am fi sincer cu noi înșine luăm mai mult decât dăm. Luăm mai mult, luăm și de la copilul ăla, care îl vezi că nu s-a spălat astăzi, sau știu eu, a uitat să facă ceva, și el îți spune ceva și te ajută să înțelegi niște lucruri. Îți dă ceva de înțeles, care dacă știi să-l valorifici, te ajută în viață. Deci nu e adevărat că noi, că de multe ori noi credem că, a, dăm noi, dacă n-aș fi eu, nu e așa. Luăm primim mai mult, mai mult, mai mult decât. E mare lucru părinte. Ne apropiem de finalul discuției noastre. O mare bucurie pentru mine. Sper că și pentru telespectatorii postului de televiziune Vâlcea 1, cărora le promit că voi păstra legătura cu părintele Drigă și de câte ori va fi posibil o să mai stăm de vorbă. Am omis o discuție, un capitol pe care l-am dorit foarte mult. În, în dialogul nostru, uh, rolul ortodoxiei, dar noastră l-ați definit până la urmă prin faptele pe care le faceți. Uh, trăim într-o lume în care fie uh, se îndepărtează lumea de credință și de biserică, din diverse motive, nu intrăm în, în explicații, uh, și o lume în care biserica uneori uită să se adapteze la timp. Și atunci nu poate fi o ușă deschisă pentru cei care poate n-au primit o educație în familie, poate că ceea ce se face în școală i-a îndepărtat, nu se știe din ce motive. Care ar fi rolul ortodoxiei acum, pe care noastră, ca preot-ortodox, îl simțiți în lumea de astăzi, în care viteza informației este ca și viteza luminii aproape, ajungem în orice colț din lume instant. <laughs> Ajungem cu... știm ce se întâmplă pe planetă și asta unor ne bulversează uh, în, cu atâta informație și noi nu discernem în ea. Vedeți, uh, ceea ce facem noi acolo este deosebit de ceea ce se face aici. Gândiți-vă la o persoană care vine, nu are pe nimeni și se găsește ca și când ar fi căzut cu parașuta. Dacă n-ar fi biserica, ar fi o persoană dezorientată. Deci biserica, biserici, comunitățile noastre din afară, au un rol destul de important, pentru că primește pe om, nu de, numai de punere spiritual. Gândiți-vă că comunitatea de acolo îi traduce hârtiile, pentru că de la Bari la Roma 500 km. kilometri. Iar părinții, de multe ori, au atestat -o acela de traducător autorizat. Și mai trebuie să o căpăr la Roma să-și facă hârtile. Vine la biserică, este cel care vine pentru că simte să vine, este cel care vine pentru că are nevoie de servici. După ce și-a rezolvat problema, poate că nu mai vine, și mai vine mai târziu. După ce și-a rezolvat problema, poate că vine să-i mulțumesc că Dumnezeu că a găsit pe unul acolo în biserică și a spus, pe eu pe cineva care te poate ajuta. ajute. Deci comunitățile în afara țării, deși mulți le critică, le fac în fine, înainte să noi, au un rol foarte, foarte important pentru că reușesc să coaguleze și să ajute, să stabilizeze, să întărească pe românii noștri de acolo. După aceea, comunitățile noastre sunt un exemplu valoric pentru ei. Familiei italiene, unde lucrează doamnele noastre, așa zisele badante, sunt un exemplu de viață pentru ei. Foarte multe, că familie vin cu ei la biserică, după aceea vin cu băbuțelele așa la biserică, mai stând de vorbă, și zice, spun ei, a, dar voi sunteți credincioși, deci, doamna Ilinca nu știu cum face să muncească și să țină post. Doamna Elena, seara, nu se culcă până când nu citește rugăciunile ei. Ceea ce făceam și noi odată. Deci, alontanarea de care se rezultă, îndepărtarea de care se rezumează dumneavoastră, că este la noi. De aceea, biserica trebuie să fie deschisă. Dar numai biserica, ușile de la aia fizică, de. Și biserica, și eu cred că și la noi, că am înțeles că sunt foarte mulți preoți care se ocupă acum de latul acesta social, trebuie încurajat. Trebuie... Noi avem, noi ortodoxi avem un defect mare, mare, mare de tot. Și este acela de a confunda umilința, adică ceea ce fac eu nu trebuie să știe nimeni. Nu, asta este o, un mare păcat. Pentru că, zi sărăzi dumneavoastră, în așa, lumea într-un atim o să știe ce am făcut eu aici, până în partea altă lume. Noi am zis că e bine ce face stânga să nu știe dreapta, că e bine că se... Să... Nu, nu e așa. Ceea ce faci e bine să se știe ca vecinul meu când vede că fac eu ceva, Vine, cum am făcut și eu, și eu văd pe altul și îl întreb, dar tu cum ai făcut? Și fac și eu la fel. Asta este greșeala noastră a bisericii, da, bea, nu, nu sunt biseric. De multe ori, noi, comunitățile, nu avem curajul ăsta ca și când cine știe ce s-ar întâmpla dacă, între virgulete, am publicizat ceea ce se face. Pentru că se fac foarte multe lucruri, dar nu se știe. Bunele practici trebuie întotdeauna uh, împrăștiate și nu se știe unde sămânța acestor bune practici prinde și dă roade. Chiar și lucrurile rele, uneori cunoscute, dar asumate, pot să fie să aducă reversul, să fie un motiv, iată cum se poate greși sau cum nu, se, nu ar trebui să se facă. Din greșeală, dacă ești sincer, înveți. Dacă ești sincer. Dacă nu ești sincer, din greșeală în greșeală, ca și zrupi capul. De deci, trebuie să ai și curaj, pentru că numai cel de sus nu greșește, suntem persoane toți. Trebuie să ai curajul să-ți asumi răspunderea și spune când se lucrează cu drogații, să ai curajul, spune în italiană, metiti în discussione. Să ai curaj să spui, am greșit, ce trebuie să fac ca să nu mai greșesc? Și nu pierzi nimic. După mine câștigi mai mult. Pentru că omul când vede că ești coerent și ești corect, te stimează mai mult decât umbli cu toate așa, ca să nu vezi, să nu facă, să nu știe lumea, nu. Ai făcut un lucru bun, ăsta este, așa l-am făcut. Ca să fie un exemplu și pentru vecinul meu de casă. Am făcut un lucru rău, am greșit, am greșit, iertați-mă, ajutați-mă să mă îndrept. Și atunci lucrurile funcționează perfect. Un gând pentru cei care ne urmăresc, pentru concetățenii dumneavoastră din Drăgășani, dar și pentru vulcenii care de-a lungul timpului sunt dintre cei care au avut șansa fie să vină în pelerinaj la Mormântul Sfântului Nicolae, fie prin alte călătorii să vă întâlnească și să știe ce faceți acolo. Un gând pentru cei care ne urmăresc, după care o să mai am o întrebare. Eu sunt legat de cei de la Dienciune născut, de cei de la Pogan unde am fost preot, de cei de la Drăgășanu unde am studiat și am locuit și acum sunt legat de tot județul. Ce doresc tuturor? Un singur lucru. Să aibă curaj, să roage pe Bunul Dumnezeu, să fie cu ei în fiecare zi. Primul lucru. Al doilea lucru. Dumneavoastră vă promit că o să fac tot posibilul când organizăm ceva cultural și o să invităm, că s-ar putea să invităm și din îndrăgășean un grup de copii și de aici grupul folcloristic, să veniți cu dânsii ca să puteți să materializați, să faceți cunoscut și celor care nu pot să vină la mormântul Sfântul Nicolae, să aduceți pe Sfântul Nicolae în casele lor, ca să le binecuvinteze și să i întărească în viața de zi cu zi. Deci să țineți cont un lucru. De obicei ne spune că Sfântul Nicolae iubește numai pe copii. Sfântul Nicolae iubește pe toți cei care îl roagă și cu care dialoguează. Dacă nu îl chemi în rugăciune, normal că nu vine la tine. Dar dacă îl soliciți, răspunde imediat. Părinte, ce v-ați dori și n-ați realizat? Undeva, pas cu pas, viața dumneavoastră a urmat un curs și mă gândeam citind că uh, nici prefericitul Părintei Daniel nu-i străin preda la Geneva când ați... Da, uh, pas cu pas v-ați urmat un destin, ați întâlnit provocări, n-a fost întâmplare, ați mers pe un drum. Ce a rămas ca o nostalgie sau ce credeți Ați vrea să faceți cu ce ați acumulat ca experiență informațională, spirituală, dar și ca experiență practică, socială și, iată, în parohia ortodoxă. Vedeți, noi spunem la copii când sunt mici, zice, ce, ce ai vrea să fii când ești mare, nu? Eu, sincer să fiu, tot ce mi-am dorit am realizat. M-am un singur vis aș dori și pentru asta am încercat și sensibilizez mai multe persoane și am găsit persoane care gândesc ca mine. Aș vrea să creiem un centru în care să ajutăm pe copiii care au puține resurse materiale și care au fost dotați, dacă să spune așa, de Dumnezeu cu o capacitate intelectuală puternică. Și am început să lucrăm deja ca să sensibilizăm persoanele și am vrea să facem lucrul acesta în România. Și pentru că acolo este mult mai simplu și avem deja ceva organizat și merge, dar am vrea să facem acest lucru și aici, în zona noastră. Și cred că putem să facem, pentru că am găsit foarte multă lume sensibilă, foarte multe persoane nu numai din zona noastră, dar și după așa mai pe aproape, și cred că o să reușim să facem. Dar, repet, totdeauna mi-a plăcut să fac, așa a zis neamțul, că să mergi, bine, de fapt au zis latinii, că să mergi încet, că mergi mai bine, să te grăbești încet. așa, știți de cum s-a născut cu festina lente. No. Nu? Este simplu unul cu căruța, cu cai, pe timpul alea, trebuia să se ducă la Roma. Și a întrebat pe niște ciobani care erau acolo, zbaie, eu trebuie să ajung la Roma, cât timp îmi trebuie? Și le-a spus, dacă mergi încet, ajungi într-o jumătate de zi. Dacă mergi repede, s-ar putea să ajungi după trei zile. Și l a zis, băi, ce asta e prost, ciobar, ce știu el. Și a pus cu biciu pe cai și drumul era rău, a mers, că ce a mers, s arup căruța. Până a reparat-o, au trecut trei zile. De aceea, grăbește-te încet. Așa vrem să facem noi, să ne grăbim încet, adică să facem lucrurile bine ca să nu ne mai întoarcem înapoi. Și eu cred că reușim, pentru că vrem să-l dedicăm tot Sfântul Nicolae, că aici la catedrală aveți hramă Sfântul Nicolae, Sfântul Nicolae iubește și copiii, nu numai copiii, și copiii, și poate eu cred că reușim să facem. Să vă ajute Dumnezeu și faptele, că până la urmă ceea ce sădim se împlinește cu sprijinul, nu, al spiritualității creștine, al divinității. Vă mulțumesc tare mult pentru dialogul de astăzi, mi-a făcut bine, sper să facă bine și telespectatorilor. E o întâlnire care nu e întâmplătoare și pentru care vă mulțumesc și mulțumesc, să spun eu, grației divine. Mulțumesc mult, Părinte! Vă mulțumim și noi că ne-ați dat posibilitatea să facem acest dialog. Sperăm că nu i-am obosit pe telespectatori și le promit că împreună o să încercăm să creăm această punte între Vâlcea și Bari, Sfântul Nicolae și Brincoveni, cultura de acolo și cultura de asta care ne este comună. Vă mulțumim și vă așteptăm pe la noi!